Serena Williams, pus la zid, după ce a schimbat regulamentul VTA, nu e drept să ia locul unei fete care a muncit. După ce a fost favorizat, sublinierea îi va profita de clasamentul special, devenind astfel favorita a doua la turneul de la Madrid. Serena Williams se confruntă cu critici dure chiar din partea colegelor din circuit. Dacă jucătoare precum Simona Halep au salutat inițiativa VTA, americanca a fost criticat de o alt sportiv din circuit. Tenismena Mandy Minel la susține ce aceste lucruri se întâmplă doar pentru ce la mijloc e prezena Serenei. Regula clasamentului protejat nu ar trebui modificat. Nimeni nu ar fi vorbit despre asta dacă nu ar fi fost implicat Serena. Sunt foarte multe jucătoare care au luat pauză pentru ce au născut. I vor mai fi, nu e ca și cum am fi pedepsite. Pentru promovarea turneului, pentru fanii, pentru marketing este esențial ca Serena să fie pe tabloul principal. Înțeleg acest lucru, dar nu cred că ar trebui să aibă statut de cap de serie. E suficient de bun ca să revină în top prin propriile puteri. Nu e drept să ia locul unei fete care a muncit pentru a ajunge în această postură. E o situație complicată, a spus fosta ocupantă al locului 66 VTA, scrie DigiSport, citând BBC. Clasamentul special le permite jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungată din circuit, din cauza accidentelor sau a altor motive, să se folosească de poziția ocupată înaintea pauzei forcate, la revenirea în circuit. Clasamentul special poate fi folosit la cel mult două turnee din categoria Premier mandatorii, Indian Wells, Liam, Madrid, Beijing, sublinierea la două Grand Slam. 3 puncte. Simona Halep s-a numărat printre vocile care au susținut ce jucătoarele de top care subliniere i-au întrerupt cariera pentru a deveni mame să beneficieze de o perioadă de gracie la revenirea în circuit. Când cineva dă subliniere tere unui copil mai mult decât sport, e ceva special în viață. Sublinierei nu am nicio problemă să primească statutul de favorit la revenirea în turnee. O jucătoare care pleacă de pe locul 1 mondial ca să nască, a precizat românca, potrivit DigiSport.